În video de astăzi o să vorbim despre cum trebuie să circulăm în preajma stațiilor de autobuz. Trebuie să vă spun că acolo unde întâlnim stațiile de autobuz, întâlnim și acest indicator din imagine. Se instalează pe trotuar foarte aproape de partea carosabilă în stațiile de autobuz. Ne apropiem de o altă stație de autobuz, nu avem un autobuz aici și după cum observați, este o stație de autobuz cu alveolă. Ce înseamnă? Avem stații de autobuz cu alveolă și stații de autobuz fără alveolă. Dacă întâlnim stație de autobuz cu alveolă, conform legislației, autobuzul are prioritate la ieșirea din alveolă față de vehiculele de pe banda 1. Se reduce viteza și la nevoie, bineînțeles, oprim. La apropierea de stație se reduce viteza și se mărește atenția. Dacă semnalizează stânga, adică ieșirea, oprim mașina. Stațiile de autobuz fără alveolă. Legea permite să depășim autobuzul oprit în stație fără să ne oblige să reducem viteza. Respectăm obligațiile prevăzute în lege pentru efectuarea manevrei de depășire. Dacă aceste obligații sunt îndeplinite, putem depăși. Este foarte important, vedeți, aici este o stație de autobuz cu alveolă. Este foarte important să circulați cu grijă în preajma stațiilor de autobuz și cu viteză foarte, foarte mică, pentru că mai sunt călători care coboară prin partea din fața autobuzului și trec strada de cele mai multe ori prin locuri nepermise și vă veți trezi cu ei în față.